Albert Einstein este cel mai popular om de știință din istoria modernă. Rivalii ar fi doar Stephen Hawking și Neil deGrasse Tyson. Și în ciuda faptului că îl cunoaștem cel mai bine după teoria sa a relativității, el nu a câștigat premiul Nobel pentru această teorie. Și nici nu este 100% a lui și împreună cu aceste două lucruri vom afla multe altele în acest episod. Haideți să vorbim despre viața personală și profesională a unuia dintre cei mai mari și cunoscuți oameni de pe pământ. Albert Einstein s-a născut în Germania pe 14 martie 1879 în Ulm-Württemberg și a murit pe 18 aprilie 1955 la vârsta de 76 de ani în New Jersey, Princeton, Statele Unite ale Americii. Despre el se spune că atunci când s-a născut avea o formă ciudată a capului, era mai umflată și mai mare în spate, dar în câteva săptămâni forma a venit cât de cât la normal. El s-a născut într-o casă modestă, dintr-o familie evrească de clasă mijlocie și avea o soră numită Maya cu 2 ani mai mică decât el. Einstein a învățat și să cânte la vioară, îi plăcea foarte mult și era fanul muzicii clasice, iar până la vârsta de 4 ani se spune că nu a putut să vorbească. Chiar mai departe, până la vârsta de 9 ani, el își repeta propozițiile în cap înainte de a le spune sau le spunea cu voce înceată înainte de a le spune tare pentru a se asigura că sună bine. A făcut școala primară în München și prima cercetare științifică pe hârtie a scris-o la vârsta de 16 ani. Aceasta avea titlul Investigarea stării eterului în câmpurile magnetice. În 1894, compania electrică a lui Taicăsu a pierdut un contract foarte important și au fost forțați să se mute în Italia, în Milano, însă Einstein a rămas la un cămin pentru a-și termina studiile. Însă când a ajuns la vârsta în care trebuia să meargă în serviciu în armată, el a decis că nu-i place să facă treaba asta și că o să plece acasă la părinți în Italia, în Milano, falsificând o hârtie de la doctor pentru a face treaba asta, fără să-și anunțe școala sau părinții. Și aici o poveste amuzantă. La 16 ani s-a dus la liceul special al lui Jost Winkler și de la această școală a pornit zvonul că el nu era bun la matematică. De fapt, era foarte bun și pentru că era excepțional de bun la fizică și matematică, a și intrat la această școală unde, de fapt, picase examenul de înscriere. Dar directorii, pentru că au văzut cât de bun e, l-au luat oricum, cu precizarea că își va lua oricum examenele mai târziu. Tot aici s-a îndrăgostit de Maria, fiica lui Jost Winkler, a renunțat la cetățenia germană pentru a nu merge în armată pentru nemți și la 17 ani, când a terminat școala, s-a înscris la Școala Federală Elvețiană Politehnică din Zürich, Elveția, și a luat cetățenia elvețiană. Mai târziu, la 21 de ani, pentru a putea să termine niște studii, va trebui tehnic forțat să-și reia cetățenia germană pentru a putea termina acele studii și va muri cu titlul de cetățean american. Aici, în Zürich, Einstein va urma să-și facă unul dintre cei mai buni prieteni pe care va avea toată viața. De asemenea, aici întâlnește pe Mielva Maric, o femeie din Serbia și o colegă de școală. Maric mai târziu se va căsători cu Einstein, însă relația lor de la bun început a fost pe picior greșit din cauza diferențelor religioase neacceptate de părinții lui Einstein. Einstein și Maric au făcut o fată numită Lieser, dar nu se știe nimic despre aceasta. Unii spun că a murit de vreo boală, alții spun că a odată o să fie adoptată. Ea s-a născut în 1902, iar în acel an cei doi nu erau căsătoriți. Einstein nu avea niciun leu, nu avea loc de muncă, compania lui Tasu era în faliment și chiar a început să facă meditații cu copii. Până la urmă, la recomandarea lui Marcel Grossman, tatăl lui Grossman i-a făcut rost de un loc de muncă lui Einstein, o muncă la un birou de patente din Zürich. La puțin timp după aceasta, tatăl lui Einstein a murit de boală, însă înainte de moarte a aprobat căsătoria lui Einstein cu Maric și cei doi s-au căsătorit în 1903. Anul imediat următor, cei doi au făcut și un bebeluș numit Hans Albert, iar în 1910 au mai avut un băiat numit Eduard. Iar la locul de muncă el trebuia să evalueze cereri de patente pentru dispozitive electromagnetice. Asta îi plăcea lui să evalueze. A devenit foarte bun la a face treaba asta, își termina munca rapid și începea să se gândească la sincronizarea electromagnetică și la transmiterea de semnale electrice. Și asta pentru că în timp ce era la școala politehnică, a fost fascinat de teoriile electromagnetice ale lui James Maxwell. Și în timpul studierii teoriilor acestuia, a descoperit că viteza luminii este constantă, lucru pe care Maxwell nu-l știa, și descoperirea lui Einstein venea în contradicție directă cu legile mișcării ale lui Newton. Și aceștia au fost primii pași în descoperirea principiului relativității. Iar anul 1905 este cunoscut ca anul miraculos al lui Einstein. În acel an au venit majoritatea lucrărilor sale de succes. În 1905 a depus lucrarea de doctorat, 4 lucrări științifice au fost publicate în jurnale, Analul fizicii, Echivalența materiei și a energiei, Relativitatea specială și Mișcarea brownoniană și Efectul fotoelectric.
iar aceste publicații au modificat fizica pentru viitor și datorită acestor publicații astăzi arată în acest fel. Și în lucrarea sa Echivalența materiei și a energiei apare formula faimoasă E egal MC². Lumea academică a fost pusă în mișcare imediat, însă comunitatea fizicienilor l-a ignorat până la Max Planck, fondatorul teoriei quantum, care a complimentat lucrurile scrise de Einstein și a făcut experimente care confirmau teoria acesteia. Și pentru că Planck era cel mai cunoscut fizician din acea vreme, el l-a ajutat pe Einstein și l-a împins în față să capteze atât de mult lumina reflectoarelor. Între 1913 și 1933, chiar a devenit directorul Institutului Kaiser Wilhelm pentru fizică și după ce a început să fie tot mai popular, a trebuit să călătorească tot mai des, lucru care era o problemă pentru că ei erau în continuare săraci. Căsnicia lui a continuat să meargă din prost în mai prost, iar Mielva Maric și Albert Einstein au divorțat până la urmă în 1919, cu condiția ca banii premiului Nobel pe care Albert Einstein zicea că îl va lua, o să-i revină soției sale. Albert Einstein nu știa că va primi premiul Nobel, însă 2 ani mai târziu a primit premiul Nobel. Și se speculează că acesta este un mod prin care Einstein a recunoscut oarecum impactul și ajutorul pe care soția sa, care era de asemenea un om de știință, l-a avut în cariera lui și în teoriile sale cele mai bune. Și asta pentru că doar în 1915 teoria generală a relativității fusese terminată, deci cu 4 ani înaintea terminării totale a căsătoriei. Iar în 1921 a primit premiul Nobel pentru fizică, dar nu pentru teoria relativității, ci pentru explicarea efectului fotoelectric. Mai departe, în anii 20, Einstein a intrat în știința cosmologiei și a prezis că universul nu este static, ci este în expansiune continuă, lucru care a fost confirmat în 1929 de astronomul Edward Hubble și previziunea sa se potrivea teoriei sale generale a relativității. Mai departe, în 1930, Einstein s-a întâlnit cu Hubble și a spus că teoria lui din 1917, în care spunea că universul este static, a fost cea mai mare boacănă pe care a făcut-o și a respins-o. Însă mai târziu, această boacănă a lui va deveni piatra de căpătâi în studiul energiei întunecate din univers. E bine că și-a adus aminte ce a scris, pentru că avea o memorie foarte proastă pentru lucrurile neimportante și când a fost întrebat de ce trebuie să-și caute numărul de telefon și nu îl știe deja, a spus că de ce ar trebui să memorez un lucru pe care pot să-l iau foarte ușor dintr-o carte. Faptul că Einstein nu a vorbit până la 4 ani a devenit un sindrom numit sindromul Einstein, descris de doctorul Thomas Sowell și aplicat asupra copiilor care au vorbirea întârziată, dar se dovedesc a fi excepțional de inteligenți. Miturile nu se termină aici, sunt oameni care spun că Mielva Maric este de fapt mintea din spatele cercetărilor lui Einstein și din acest motiv cele mai bune au fost până când cei doi au divorțat, însă istoricii și experții cred că acest lucru nu este adevărat, însă viața lor conjugală a fost foarte ciudată și nu departe de un contract rigid scris pe hârtie între un angajator și menajer acestuia. În regulile scrise dintre cei doi, Maric trebuia să înceteze să vorbească atunci când Einstein îi spunea să tacă. Trebuia să-i dea 3 mese pe zi, iar nu trebuia să se aștepte la niciun fel de intimitate fizică din partea lui. Avea aventuri una după alta, la un moment dat trăia cu 6 femei diferite și se muta de colo-colo fără să-și anunțe familia, ba chiar s-a mutat la Berlin cu toată lumea fără să discute ceva cu cineva. Condițiile erau ca hainele lui să fie curate și în ordine, dormitorul să fie curat și aranjat, biroul să fie neatins, să nu aibă niciun fel de relație personală cu acesta, dincolo de cele total necesare, să nu aibă nevoie ca el să stea cu ea acasă, să călătorească cu ea, să plece din dormitor sau din camera în care se află cu el imediat ce acesta îi cere și nici într-un caz să nu-i spună ceva rău în fața copiilor. După ce au divorțat, s-a căsătorit cu altă fată în același an, cu Elsa Löwenthal, verișoara lui, care de fapt avea numele Einstein de fată, dar s-a măritat cu Max Löwenthal în 1919 și în același an a divorțat de Löwenthal și s-a măritat cu Einstein, devenind din nou Elsa Einstein. Iar în scrisorile pe care le avem de la aceștia doi unul celuilalt, vedem că el nu se ferea să-i spună nevestei că are mai multe relații extramaritale. Deci a fost playboy și cu prima nevastă și cu a doua. Se spune că lui nu-i plăceau șosetele și că și în cele mai solemne ocazii reușeam să scap fără să port șosete și dacă era să poarte, le rupea doar ca să simtă, nu știu, încălțămintea în picioare. În 1952 s-a cerut să devină președintele Israelului, însă a refuzat cu aceste cuvinte, în care explica faptul că nu e potrivit să conducă o țară, e om de știință, sunt cerințe mari și nu e el destul de bun. În 1926, cu ajutorul unui coleg, a coinventat un frigider care folosea gaze de la alcool pentru a funcționa, era mai sigur decât frigiderele din acea vreme, însă alte tehnologii au apărut în același timp și au devenit mai populare. Lui Einstein plăcea foarte mult să fumeze și spunea că eu cred că fumatul unei pipe contribuie
la judecata mai bună în toate aspectele umanității. N-ar fi refuzat niciodată o țigară sau un trabuc, dar pipa îi plăcea cel mai mult. Am spus mai devreme că îi plăcea să cânte la vioară, îi plăcea la fel de mult să conducă o barcă. Einstein a spus că succesul lui a venit cel mai mult din experimentele vizuale pe care le făcea în minte. Rare ori mergea în laborator pentru a-și testa teoriile. Și mulți oameni de știință curioși au examinat creierul lui Einstein după ce a murit, desigur, descoperind lucruri ciudate cu privire la acesta. În mod special în lobul parietal, unde găsim gândirea analitică, matematică, imaginația, iar acest lob era cu 15% mai mare decât media altor persoane. Totuși, greutatea totală a creierului era mai mică decât la alte persoane. A avut doar 1230 de grame, când în medie creierul uman are 1400 de grame. Iar după moartea lui Einstein, la 76 de ani, cel care a făcut autopsia i-a furat creierul și l-a ținut într-un borcan, a refuzat să-l aducă înapoi, în ciuda faptului că și-a pierdut până și slujba și doar la 20 de ani după moartea acesteia a returnat borcanul cu creierul. Și creierul nu este singura parte care a fost păstrată atât de multă vreme după moarte, tot el i-a luat și ochii pe care a dat oftalmologului lui Einstein, Harry Abrams, iar acesta i-a păstrat într-o cutie de valori într-o bancă din New York, unde sunt și în ziua de astăzi. În ciuda faptului că Einstein a primit creditul pentru formularea E egal MC2 pătrat, în realitate pentru prima oară această formulă a fost folosită de Friedrich Hasselnor. Acest lucru a dus la certuri destul de mari, totuși munca lui Einstein cu privire la relativitate l-au făcut pe el să primească atribuirea descoperirii acestei teorii. Teoria a apărut prima dată în 1905, însă cu ani și zeci de ani înaintea lui a fost discutată de Oliver Heaviside, Hasselhorn și Henri Poincaré și chiar E egal cu MC2 pătrat a fost publicată într-o formă sau alta de-a lungul anilor. Însă scurtarea formulei doar la aceste elemente îi aparține lui Einstein și dezvoltarea teoriei în rest. Oamenii cred că el a ajutat dezvoltarea armelor nucleare, însă a ajutat, dar nu așa cum cred oamenii. Singurul lucru pe care l-a făcut el a fost să scrie o scrisoare președintelui Roosevelt, prin care îl încuraja să înceapă să lucreze la o asemenea armă, lucru care a dus la crearea proiectului Manhattan, proiect responsabil pentru dezvoltarea bombei. El era pacifist și mai târziu a devenit vorbitor antinuclear, dar era convins că America trebuie să descopere acea bombă înaintea naziștilor. El a scris președintelui și în alte ocazii, cel mai adesea pentru a găsi locuri de muncă evreilor și a scăpa de sub conducerea nazistă. A salvat 1000 de evrei în acest fel. Fiul său mai mic, Edward Einstein, la vârsta de 20 de ani a fost diagnosticat de schizofrenie și a ajuns la un spital de nebuni. A avut o cădere mentală mai târziu și a spus tatălui său că urăște și când Einstein a plecat în America și-a lăsat copilul în spate cu maica sa și atunci a fost ultima oară când l-a văzut. Acesta a locuit când la spital, când cu mama lui, până când a murit. Lui Einstein plăcea să meargă cu barca, dar nu și cu mașina. Nu a avut niciodată o mașină a lui, nu a învățat niciodată să conducă și dacă avea nevoie să meargă undeva, avea prieteni care îl conduceau pe oriunde. În decembrie 1932, FBI a început să-l urmărească pe Einstein, iar la data morții sale, dosarul deschis pe Einstein avea 1430 de pagini și directorul FBI, J. Edgar Hoover, îl suspecta pe Einstein de comunism și radicalism extrem. Pe sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a început să aibă o aventură romantică, pasională, cu Margarita Konenkova, o femeie de știință rusoaică și spioană, iar aventura s-a terminat în 1945, când Margarita cu bărbatul s-a întors în Moscova. Se pare că Margarita trebuia să învețe despre influențarea programului american și trebuia să se apropie de Oppenheimer, cel din proiectul Manhattan, iar din moment ce Einstein nu a fost implicat public direct în proiectul Manhattan, nu este clar ce a sperat Konenkova că va putea scoate de la Einstein. Al 99-lea element din tabelul periodic de elemente este Einsteinium. Este numit după Einstein, dar nu are nicio legătură cu descoperirile sau munca lui. Elsa, nevasta și verișoara lui Einstein, este cea care organiza scrisorile fanilor lui Einstein și lua $1 pentru fiecare autograf și $5 pentru fiecare poză. Einstein, desigur, a donat banii scopurilor caritabile. Într-o revistă nazistă din Germania, Einstein a apărut ca unul dintre inamicii de stat și era pe lista celor nespânzurați încă. Se oferau $5,000 recompensă pentru capul lui și când Hitler a venit la putere în Germania, Einstein și-a dat seama că viața lui este în pericol, așa că a fugit în Belgia, unde a aflat că tocmai cei fuseseră sechestrate bunurile, după aceea a fugit în Anglia și a fost protejat până când a ajuns în America. La vârsta de 72 de ani, în timp ce se pregătea să plece de la petrecerea de ziua lui de naștere și era înconjoat de fotografi, plictisit și sătul de zâmbete false pentru poze, și-a scos limba afară. Einstein a comandat 9 copii ale acelei poze și a semnat una pentru un reporter. Acea poză dată reporterului a ieșit la licitații și a fost vândută pentru $75,000. Einstein a murit în 1955 în urma unui anevrism pe care doctorii îl descoperiseră cu câteva zile mai devreme și l-ar fi putut opera, însă Einstein a zis că preferă să moară elegant atunci când îi vine timpul decât să-și prelungească sintetic viața.
Doctorii spun că ar mai fi putut să trăiască încă 2 ani. Iar pe patul de moarte, Einstein și-a spus ultimele cuvinte unei asistente. Din păcate, și-a spus ultimele cuvinte în germană, o limbă pe care asistenta nu o vorbea sau măcar înțelegea. Și asta a fost tot pentru azi. Viața plină de nebunie, aventuri, fugit de poliție, de autorități, ba intrat, ba nu intrat la școală, îndrăgostit de fica directorului, fugit de serviciu în armată, spus ultimele cuvinte în limba greșită, înșelat toate nevestele, umblat cu o spioană, toate lucrurile făcute de, ai crede, de un agent secret, dar de fapt de un om de știință. Lucru care poate să ne arate că toți ceilalți sunt cool. Eu sunt Alex Cosma, fiți cool și până data viitoare, atenție, cad mere.